Ministrul Justiției Tudorel Toader a reacționat astăzi extrem de critic după ce președintele Iohannis a spus ieri că încă mai analizează motivarea Curții Constituționale în cazul revocării șefei DNA Laura Codruța Chioveși. Cu siguranță pot să vă spun următorul lucru. În lunga mea experiență în sistemul judiciar, cred că ceea ce face președintele astăzi este cel mai periculos precedent pentru statul de drept. Este cel mai periculos precedent pentru că e pentru prima dată când un demnitar de rang înalt, să nu spun la cel mai înalt nivel, pune în discuție respectarea și aplicarea legii fundamentale, aplicarea și respectarea unei decizii ce cere a afirmat Tudorel Toader. Reacția ministrului Justiției vine după ce ieri și PSD a criticat declarațiile președintelui Iohannis legate de decizia CCR. Claus Iohannis nu a dat un termen exact în care va anunța ce a decis în cazul revocării la Orei Codruța și dar a admis că ea în calcul și organizarea unui referendum pe marginea acestei hotărâri.